coordinarea noului Consiliu Local al orașului Comănești, convocată de către primarul orașului Comănești, pentru mandatul 2024-2028. Cu această ocazie vă urez și eu personal, în numele Secretarului General, mult succes, să fiți sănătoși, să faceți tot ceea ce vă stă în putință pentru binele locuitorilor orașului Comănești. Sunt prezenți astăzi în sală 19 consilieri locali, este întâlnită majoritatea. 18, mă scuzați, lipsește domnul consilier Zarca, de obicei nu lipsește. Este întâlnită majoritatea, ședința poate să-și înceapă lucrările, rugăm pe domnul primar să ia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu. Iată că ne revedem o parte din noi, o parte din care am mai fost și în Consiliul trecut. Celor care au venit în nou Consiliu le spun și eu bun venit și să vă dea Dumnezeu sănătate și înțelepciune. Așa cum a spus doamna secretar, să lucrăm pentru binele comunității, că pentru asta am fost aleși. Și vă propun, așa cum ați primit și ordinea de zi ce a primit pe care v-am trimis-o acasă la fiecare, proiectele de hotărâre pentru ziua de astăzi, pentru ședința de astăzi. Primul proiect pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Al doilea proiect pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Comănești. Al treilea proiect de hotărâre pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare și numărarea voturilor. Deși am propus în ședință ca să această comisie să fie formată din 5 membri, propun tot eu, care sunt inițiatorul acestui proiect, ca această comisie să fie formată din 5 membri și 2 supleanți. Ca în situația în care unul din membrii propuși va fi propus, să zicem, viceprimar, să nu apară problema de incompatibilitate. Și atunci intră supleantul cu drept de vot în ședința, în comisia respectivă. Și 4, proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Comănești. Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi, o rog pe doamna secretar ca să propună să deschidă sau să propună să citesc primul punct al ordinei de zi și să supunem la vot președinte de ședință. Primul punct, alegerea președintelui de ședință. La ordinea de zi trebuie votat, nu? Președintele de ședință, după ce va fi ales, va supune la vot proiectul ordinei. Da. Deocamdată trebuie să facem toate demersurile legale, să alegem președintele de ședință. Da? Deci nici doamna secretar, nici primarul nu va propune spre aprobare ordinea de zi, ci noul președinte pe care îl vota. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către primarul orașului Comănești, în care se aduc la cunoștință prevederile legale privind alegerea președintelui de ședință, în conformitate cu prevederile articolului 123 aliniatul 1 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, după declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele Consiliului și semnează hotărâri adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis, cu majoritate simplă. Menționez că votul dumneavoastră va fi exprimat doar pentru o singură propunere persoană. Astfel, propune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2024 și ianuarie 2025. Vă rog să faceți propunere. Domnul Robert Laic. Vă rog să mă notați. Da, alte propuneri? Domnul Ciubotaru. Domnul Ciubotaru, mulțumesc. Alte propuneri? Dacă aveți? Nu. Trecem, supunem la vot. Cine este pentru ca domnul consilier Laic
Robert Constantin să fie președinte de ședință. Da, împotrivă. Votul împotrivă la propunerea ca domnul Lae. Două voturi împotrivă. Abțineri. Abținerii, vă rog să... Domnul Enache, trebuie să notăm abținerile. Domnul Ardeleanu, domnul Constantin și domnul Ciubotaru. Vedem dacă ne iese 18. Da, e corect. Supunem la vot. Păi nu, ați supus la vot, domnul președinte, de să preia lucrurile. Într-adevăr, există majoritate, mă gândeam să supun din nou la vot și propunerea pentru domnul Ciubotaru, dacă sunteți de acord. A, da. Supunem la vot. Cine este pentru ca domnul Ciubotaru să fie ales președinte de ședință? 7 voturi pentru. Împotrivă. Abține. 2 abține. Doamna Amarică și cu domnul Tomra. Da. Proiect domnul Robert Lae Constantin, în urma votului dumneavoastră, cu 11 voturi pentru, este ales președinte de ședință astăzi, la ședința ordinară. Domnul președinte, domnul Lae. Păi numai astăzi, noi pe următoarele 3 luni. Pe următoarele 3 luni. Pentru următoarele 3 luni, așa cum ați primit proiectul de hotărâre, pentru noiembrie-decembrie 2024 și anul 2025. Vă mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, vă spun și eu. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați propus președinte de ședință. Domnul primar a prezentat ordinea de zi. Punctul 1 s-a ales. Trecem la punctul... Supuneți la vot, vă rog, proiectul ordinei de zi. L-aveți în desfășurare. Ordinea de zi, când a fost supus. Îmi cer scuze, am sărit peste. Se supune la vot proiectul de... La ordinea de zi? Da, dacă se poate suplimenta cu diverse. Adică, oricum, se suplimentez cu diverse. La punctul diverse. Astăzi este o ședință care are, privește doar organizarea aceasta, nu alte diverse momente. Eu cam dată... Supunem la vot... Ședința e pentru... Propunerea domnului consilier de adăugare a unui punct de diverse la ordinea de zi. Cine este pentru? 1, 2... 7 voturi pentru. 7. Cine este împotrivă? 10 sunt. 10 și da. Se abține cineva? Domnul Contra, cred că nu. Nu. Aveți o abținere? Păi, vă rog să 7 voturi pentru, 10 împotrivă, 17 suntem 18. Cine nu a... Domnul Lae. Am votat, da, am votat, sigur. Da. Deci, nu, domnul Contra a votat pentru. Da. Și nu l-ați pus la socoteală. Ba, da. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poți să închizi pe aia, Johnny? A, și cu Sarca. Știți că unul lipsește. Păi, dar unul lipsește. Avem doar 17. Trebuie să avem 18, deci trebuie să ne luați puțin să avem... Da, haideți să reluăm. Cine este pentru? 8. 8. Da. Și 10 suntem împotriva. Bun. Supun la vot proiectul ordinei de zi în forma așa cum ați primit-o dumneavoastră cu cele 4 puncte. Cine este pentru? Mulțumesc. Ați numărat? Este cineva împotrivă la ordinea de zi? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul al doilea.
proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Comănești. La acest punct am să solicit din partea Partidului Național Liberal, Partidului Social Democrat, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Uniunea Salvați România, Partidul SOS România, să-și desemneze liderii de grup care vor face propuneri pentru comisiile de specialitate. Doamna secretar, dacă permite, da. Președinte, aș citi referatul de aprobare. Vă rog. Pentru a stabili în conformitate cu articolul 124 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri se stabilește de către Consiliul Local cu respectarea configurației politice de la ultimile alegeri locale. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere de regulă opțiunea acestora, pregătirea profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. În funcție de numărul membrilor Consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult trei comisii, dintre care una este comisia de bază. În cadrul Consiliului Local, în mandatele trecute, erau constituite un număr de 4 comisii pe diverse domenii de activitate. Comisia de studii, prognoze economice sociale, administrarea patrimoniului public și privat al orașului, buget, finanțe, servicii și comerț, probleme de privatizare. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, protecția mediului înconjurător și probleme ecologice. Comisia de cultură, învățământ, sănătate, sport și tineret, turism și agrement, protecție socială și ocrotirea unor categorii de persoane, probleme de culte. Comisia pentru administrație publică, probleme juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Urmarea celor menționate mai sus supune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind... O să începem pe rând. Prima comisie... Vă rog. Da, vă rog. Deci, eu consider că ar trebui întâi, așa cum rezultă și din referatul care este anexat la proiectul ordinii de zi, să vedem dacă rămânem cu același, să spunem la vot, dacă rămânem cu același număr de comisii și dacă denumirea, așa cum spune legea comisiilor, va rămâne în continuare aceeași cum este prevăzută în proiectul de hotărâre. Din punct de vedere juridic, doamna secretar. Vă spun, departe... Supuneți la vot, domnul președinte. Da. Supuneți la vot. Propunerea domnului Ciubotaru, supuneți la vot și... Și ca să... Nu, eu vă... Implicit... Da, deci ați propus... Așa spune legea. Așa spune și în proiectul de hotărâre. Dacă rămânem cu 4 comisii, automat vor fi, fiind trebuie să fie număr impar, vor trebui să fie... 5. 5 de fiecare comisie. 5 de fiecare comisie. Inclusiv cu denumirea comisiilor, din punct de vedere juridic. Pentru că vreau să vă supun atenție o chestie în regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, scrie, sunt domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, pot fi 9 comisii. Se pot organiza. Se pot organiza. Domenii. Nu se organizează. Domnul primar, dați-mi voie să vă adresez domnului. Așa, se pot organiza. Sunt 9 domenii. Ori în proiectul de hotărâre spune la vot. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, administrarea patrimoniului public și privat al orașului, buget, finanțe, servicii și comerț, probleme de privatizare. Nu există niciunde în regulament că trebuie să... Da. Haideți un pic să vedem... Da, eu vă permit, domnul consilier... Nu, permiteți să termin. Ori supuneți la vot. Da. Deci, eu aș... Mai este o comisie. Eu vă supun... Deci, am înțeles de la dumneavoastră... Am înțeles de la dumneavoastră că propuneți mai multe comisii, nu? Nu. Dumneavoastră trebuie să propuneți mai multe. Nu, dar nu dumneavoastră faceți propunerea. Nu. Da, doamna secretar. Nu, dați-mi voie să termin.
Deci, eu propun să supuneți la vot dacă rămânem cu același număr de comisii. Da. Mai departe. Supuneți la vot. Da. Mai departe. Propun ca în denumirea comisiilor conform proiectului de hotărâre la comisia numărul 1 să dispară denumirea de probleme de privatizare care nu are nimic în comun cu regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Nu este inclus în asemenea domeniu. Da. Doamna secretar, da, din punct de vedere eu vă spun, al dumneavoastră, cele 9 domenii de activitate le am aici. Dacă vreți, vi le citesc. Nu. Sunt aprobate de Consiliul Local. Da. Spuneți, sunt domnule așa, secretar. Agricultură, da, da, am, le știm. Spuneți. Dați-vă termenul. Mai am o comisie la care... iar la comisia numărul 4 scrie Comisia pentru Administrație Publică, Probleme Juridice, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Cetățenilor. În cele 9 domenii care sunt aprobate în regulament, nu este respectarea... Am înțeles. Domnul consilier, haideți să supunem la vot. Deci, supun la vot consilierilor acest proiect de hotărâre pentru cele 4 comisii în forma în care este prezentat. Cine, dacă dumneavoastră... Pune numărul și apoi denumirea, separat. Pentru că păi nu, prima dată propuneți ce avem pe ordinea de zi. După deci, mergem pe cele 4 comisii cum le-ați primit dumneavoastră. Sigur. Da. Supunem la vot ceea ce ați primit dumneavoastră în proiectul cele... Citiți proiectul de hotărâre. Acolo subvenționați clar ce se propune la vot, ca să înțeleagă... Dumneavoastră ați înțeles ce am. Eu am înțeles. Probleme de privatizare, poate mai vede cineva, ne face îndeles. Nu există probleme de privatizare. Da, se constituie, deci citesc proiectul, da? Da. Proiectul de... se constituie un număr de 4 comisii de specialitate ale Consiliului Local. 1. Comisia de Studii Prognoze Economice Sociale, Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Orașului, Buget, Finanțe, Servicii și Comerț, Probleme de Privatizare. 2. Comisia de Organizare. Scoateți aia cu probleme de privatizare. Scoateți aia și atât. Cu amendamentul ăla, scoateți aia și atât. Da? Și din comisia numărul 4, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor care nu are nimic în comun cu regulamentul de cu cele 9 domenii din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Da, dumneavoastră puteți propune sau libertățile deci, și drepturile cetățenilor, dacă ele așa au fost propuse prin proiectul de hotărâre de către inițiator. Deci eu cred că ați înțeles propunerea. Am înțeles și cred că și dumneavoastră să mă lăsați la vot. Da. Da. Domnul consilier, supun la vot proiectul de hotărâre așa în forma în care este prezentată cu 4 comisii. La comisia 1 am scos problemele de privatizare cu amendamentul. Amendamentul dumneavoastră l-am scos și la comisia drepturile, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Dar de ce să nu respectăm drepturile cetățenilor? Aia nu trebuie scoase. E parte juridică acolo. Suntem o instituție, noi nu respectăm dreptul cetățeanului din Comănești. Drepturile trecute în Constituție, nu facem noi în comisie dacă să le respectăm sau nu. Deci, nu e, eu... deci la comisie, cineva așa care are o problemă cu un anumit drept care este încălcat, nu vine la această comisie și sesizează? Deci, eu asta întreb. Deci, n-am calificare de jurist. Constituție și nu putem noi să ne dăm bun. Da. Asta era propunerea mea. Da. Deci, eu supun la vot acum proiectul de hotărâre cu cele 4 comisii și cu numărul stabilit de membri, fiind 4 comisii, clar că numărul este acolo, amendamentul dumneavoastră doar la punctul 1, fără probleme de privatizare. Da. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Da? Asumărat? Nu, în unanimitate, să... nu cred că... Da? Puneți... Bun. Și acum... Deci cu celălalt nu v-ați pronunțat. Adică... Ăla a rămas. A rămas. Nu l-a spus la vot. Nu, a rămas. Doar un singur amendament al dumneavoastră. Ba da, s-a supus la vot în forma prezentată. S-a supus la vot în forma prezentată. Deci... Am supus, când am spus acolo, cu amendamentul dumneavoastră legat de probleme de privatizare. Pe al doilea nu l-am supus. Deci comisia este cu denumirea păi dacă întreagă... dacă s-a votat în, total, în unanimitate... Vă rog, domnul președinte, eu discut cu dumneavoastră. Este ședința... Da, domnul consilier, deci al doilea am... nu l-am supus într-un cuvânt. Îl supun și pe al doilea la vot. Ba da, l-a supus, domnul președinte.
l-a supus în forma prezentată și lumea l-a votat toată așa. În forma prezentată. Bun. În afară de asta, supun al doilea amendament în care la Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și Apărarea Ordinii, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, domnul consilier susține ca denumire că nu este scoasă. Eu, care nu am pregătirea juridică, spun că la această comisie cetățeanul se poate adresa cu anumite lucruri privind nerespectarea anumitor drepturi și asta, și această comisie ar trebui să se pronunțe acolo. Dar în fine, eu o supun la vot al doilea amendament al dumneavoastră. Cine este pentru? Vă rog să numărați. Cine este împotrivă? Cine se abține? Mai este cineva care se abține? Ah, domnul s-a abținut. Bun. Mai departe voi trece la prima comisie, Comisia de Studii, Prognoze Economice, Sociale, Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Orașului, Buget, Finanțe, Servicii și Comerț, și invit, după cum am spus, de la partidele politice să facă propuneri. Domnul consilier. În partea Partidului Național Liberal pentru Comisia de Economică, propun pe domnul consilier Banu Răzvan și Prisecariu Mihaela. Banu Răzvan, 2. Da, Prisecariu Mihaela. De la PSD. Da, propun pe domnul Adelean Tomita și pe domnul Ienache Codruță. Ardeleanu, Tomița și Ienache. Ienache de la... Mă autopropun. A, doamna... Amarică. Doamna Amarică. Bun. Sunt 5. Supun direct membrii acestei comisii la vot, pentru că sunt în număr de 5. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Bun. Am terminat cu Comisia Economică. Trecem la Comisia de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, protecția mediului înconjurător și probleme ecologice. Vă rog să faceți propuneri. Vă rog. Pentru Comisia de Urbanism, din partea Partidului Național Liberal, propun pe domnul Darie Irină, Cosma Florin și subsemnatul Cioban Adrian. Cosma și Cioban. Cioban. PSD. Constantin. De la Aur. Contrat. Pavel. Dacă îmi permiteți o întrebare, ca să o lămurim. Vă rog. Se poate, domnul președinte, având în vedere că nu este domnul Sarca și el va trebui impus într-o comisie și eu zic să ne stabilim cum și cine îl va propune. Păi, s-au completat cele 5 locuri sunt aici. Sunt completate aici. Și la comisia asta nu mai este loc. Aveți libertate să până acum da. Sunt 4. Nu, sunt 5. Darie, Cosma, Ciobanu, Constantin și Contrat. Da. Da? Și îl propuneți dumneavoastră după aceea. Nu, am zis o stabilim de la început. Bun. Haideți să supunem. S-au ocupat cele 5 locuri. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la Comisia de Cultură, Învățământ, Sănătate, Sport, Turism, Agrement, Protecție Socială, Organizarea unor categorii de personal, probleme de culte. Mă rog. Din partea Partidului Național Liberal pentru Comisia de Învățământ, propun pe domnul Laic Robert și Sitin Gen. De la PSD. Da. Doamna Anca Negrea și domnul Olteanu Dorea. Anca Negrea și Olteanu Dorel. Mai este un loc. Domnul Sarca. Domnul Sarca. Dacă nu trebuie să fie în comisie. Nu, se votează. Nu? Nu cred că este în regulă, dar
Nu, dar lăsăm atunci și la ultima comisie, o să intre... Da, vedeți modul. Că se da. Spune că se ține cont de opțiune și de... pregătire, așa, așa că, știți ceva, v-aș supune... Vă rog atunci mai faceți o propunere de la PSD. Mai faceți dumneavoastră o propunere. Doamna Lucica. Eu vreau o comisie a 4, dacă se poate, de la SOS. Deci nu care e comisia 4? Administrația publică. Juridică. Da. Deci eu vreau o comisie a 4, dacă se poate. Vă propuneți acolo. Da, deci secretarul nu am zis. Da, vă rog. Mai este o comisie. Deci a rămas așa cum? Comisia de cultură și învățământ. Da. Cu 4 propuneri. Da. Inclusiv domnul Sarcă a fost propus de către... Da, dar doamna nu Marica. Putem să-l propunem noi, pentru că legea spune altceva. L-am tăiat. Da? Nu, l-am tăiat. 4 propuneri. Nu, 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 eu nu sunt... Doar că spune că se stabilesc prin consens. Da, deci e ok. Cineva ar trebui, ori să luăm o pauză, să... Nu mai luăm nicio pauză, doua, pentru că 18 consilieri am fost la timp comisie, aici. Domnul președinte, cealaltă comisie urmează. Comisia, sărim la comisia 4 și... Deci sărim, nu. Comisia 3? Votăm întâi comisia următoare și după aia ne întoarcem. Deci se ține, trebuie să se țină cont de opțiunea Consiliului Local, pregătirea profesională în domeniul în care Consiliul Local își desfășoară activitatea. Da, reacțiile culturale acolo. Acum este cultură, probleme de culte... Stabile. Păi dacă domnul consilier lipsește, comisiile trebuie constituite, urmează ca acolo unde rămâne un loc eventual, pentru că aceste comisii trebuie constituite, că din rândul lor să alege președintele și secretarul. Eu vă propun o soluție, să trecem la Comisia 4 și fiind cultură, când va veni în prima păi secuță, comisia 3 este. Nu, nu, nu. Să trecem la 4. Aici, dacă rămâne un loc, poate are opțiunea de comisia de cultură. Să supunem la vot sau cum? Deci, eu aș trece la comisia 4. Dacă între timp nu vine domnul consilier... Dacă nu vine domnul consilier, atunci... Nu scrie de opțiune. Am înțeles, dar ar fi... Poate este prezent. Nu da? Mai, nu mai, dacă lipsește la următoarele trei, dăm afară. Nu, nu e vorba de asta. Este vorba că comisiile, după ce se organizeze deci. Astăzi, nu este prezent, probabil că supuneți votului dumneavoastră. Nu, dar ce a propus domnul Ciubotaru este ok. Propuneți următoarea ședință și la urmă unde rămâne loc, în ce adică ședință rămâne loc. Trecem la comisia numărul 4 și aici exact. Rămâne, da. Numai să vedem și opțiunea dânsului, la cultură. Da. La comisia numărul 4, domnul... Deci aici au rămas 4. 4, au rămas 4. Da. Spuneți-o. Da, la Comisia Juridică propun din partea Partidului Național Liberal pe un Șopârtoc Teofil și doamna Șișcală. PSD. Domnul Ciubotaru. Ciubotaru și? Aur. Amării Căi. Căi și de la ESOS. Căi și... Sunt 5. Da. Supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Suntem toți? Ați numărat? Da. Da. Vă mulțumesc. Întoarceți-vă la comisia 3. La comisia 3. Avem deocamdată 4 propuneri. Laic, Sichin, Negrea, Olteanu, și bănuiesc că aici va face și domnul Sarcă. E singurul loc care mă rămas. Da, e singurul loc disponibil. Putem vota și dacă avem și opțiunea dânsului. Eu așa vă spun din timp de trebuie. Nu, votați. Dar... Supuneți la votul președinte. Domnul consilier Sarcă. Dacă proiectul... Da, haideți să supunem la vot cu asta. Supunem la vot această comisie, inclusiv cu domnul Sarcă. Cine este pentru? Da, vă rog să numărați. Câte voturi sunt? 7, 8, 9, 10, 11. Voturi împotrivă?
Este vreo abținere? Motivată de faptul că, dați-mi voie pe vot să vă exprim, pe fondul că nu te-ai putut spune. Înțeles. A prima ședință, o putem să nu înțeles. Avem votul 11 și abține 6. Sunt 17. Cineva n-a ridicat mâna. Dacă vreți să ne ajutați, cine a fost pentru? Cine a fost pentru? 15. Bun. După ce am votat pentru aceste comisii, voi solicita să-și aleagă un președinte de ședință și un secretar, urmând ca după alegerea acestora, la punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi, comisiile, după ce și-au ales președintele și secretarul, să avizeze proiectele de hotărâre pentru alegerea comisiei de validare, punctul 3, și alegerea viceprimarului. Materiale care au fost trimise consilierilor locali spre studiu din data de 31, odată cu celelalte materiale. Pentru lucrările comisiilor de specialitate, îi invit fiecare comisie în câte o sală aici, nu? Avem sălile? Trei sări, patru sări. Îi invităm până atunci ceilalți invitații au o pauză de 10 minute. Deci fiecare comisie are două sală. Da. Pentru desemnarea președintelui și a secretarilor, pentru acordarea avizelor comisiei. Trebuie să vedem ce să vedem. Da. Haideți să vedem. Eu am modele pregătite, dar aș dori să mergeți pe modelul comisiei de servicii, cum doriți dumneavoastră, dacă nu, comisia revenim, au venit toate comisiile. Am supus la vot componența fiecărei comisii. Acum voi supune la vot proiectul de hotărâre în întregimea lui. Adică cu toate comisiile cum s-au votat și ales. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc foarte mult. Doamna secretar, vă rog să prezentați proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de Validare și numărare a voturilor. Potrivit articolului 127 alineatul 1 din 957 pe 2019 privind codul administrativ, consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali pe perioadă determinată la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Obiectivele comisiei sunt de validare și numărarea voturilor în vederea întocmirii procesului verbal privind rezultatul alegerii viceprimarului orașului Comănești. În acest context, pentru o mai bună organizare și funcționare a Consiliului Local, dar și pentru asigurarea unui cadru transparent de desfășurare a procesului de vot secret, în cazul hotărârilor a căror adoptare impune această modalitate de vot, propunem constituirea Comisiei de Validare și numărarea voturilor. Urmarea celor menționate mai sus, supune spre analiză și aprobare Consiliului Local, prezent un proiect de hotărâre. Da, vă mulțumesc. Vă rog să-mi spuneți dacă toate avizele de la comisiile de specialitate pentru proiectul de hotărâre privind... Cele patru comisii de specialitate au avizat favorabil punctul numărul 3 și punctul numărul 4. Am înțeles. În cazul de față, punctul numărul 2. Dacă și comunicăm cine pe comisii, cine președinte, cine secretar. Sigur, dar v-ați ales, ați fost pe comisii, nu? Trebuie să-și comunicați, desigur. Da. Da, spun, da. Citiți cine sunt, că chiar și eu spun. Comisia de Cultură, Învățământ, Sănătate, Sport și Tineret, domnul Laic Robert Constantin, doamna Negrea Anca Elena, domnul Olteanu Dorel, domnul Sichin Ciani și domnul Sarca Valentin, președinte de comisie, domnul Sarca Valentin, secretar comisie, domnul Laic Robert Constantin. Comisia pentru Administrație Publică, Probleme Juridice, Apărarea Ordinii Publice, Șopâr Top Teofil Cristinel, Șișca Maria Laura, Ciubotaru Neculai, Amadică Elena, Ilie Lucica, președinte de comisie, domnul Șopâr Top Teofil Cristinel, secretar comisie, doamna Șișca Maria Laura,
Comisia de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, domnul Darie Irinel, domnul Cosma Florin, domnul Ciobanu Adrian, domnul Constantin Ștefan, domnul Conrad Pau, președinte de comisie Darie Irinel, secretar comisiei Cosma Florin. Și ultima ședință, Comisia de Studii, Prognoze Economice, Sociale, Administrarea Patrimoniului Public și Privat, Buget Finanțe, domnul Banu Mihai Răzvan, domnul Ardeleanu Tomița, domnul Enache Codruț, doamna Marică Elena, doamna Prisacariu Elena Mihaela. Președinte de comisie este Banu Mihai Răzvan, iar secretar de comisie doamna Prisacariu Elena Mihaela. Iar cele patru comisii și-au exprimat avizul favorabil, primind proiectul de hotărâre pentru comisia de valoare. Am înțeles. Atunci voi solicita consilierilor să facă propuneri pentru comisia de validare. Vă rog. Din partea Partidului Național Liberal propun ca și membru pe domnul Darie Irinel, iar ca supleant pe domnul Șopăr Toptău. De la PSD. Da, propun pe domnul Enache Codruț și supleant pe doamna Anca Negra. Și Negra. De la AUR. Domnul Conrad și supleant eu. Sunt doi supleanți de la PNL-PSD care au cei mai mulți consilieri. Da. Deci, domnul Conrad. USR, nu? Și domnul Ișa... Dacă mai intră, mă propun și pe mine. Adică da, sigur. Da, fiecare parte. Da. Ilie, Lucica. Mai trebuie o propunere, având în vedere din partea partidului USR lipsește domnul Sarca. Avem bani. Faceți o propunere. Păi nu, intră un supleant. Nu, să alegi? Da. Propun pe doamna Prisacariu. Deci, avem pentru membrii Darie Irinel, Enache Codruț, Conrad Paul, Ilie Lucica și Prisecariu Mihaela, iar pentru supleanți, Șopâr Toc și Negra. Supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Erați pentru, am văzut că ați ridicat după aceea. Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trec la punctul 4. O să dau cuvântul doamnei secretar general, care prezintă proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Comănești. Articolul 152 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită în numele primarului atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului. Viceprimarul este ales prin vot secret cu majoritate absolută din rândul membrilor Consiliului Local la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărârea Consiliului Local. Eliberarea din funcția viceprimarului se poate face de Consiliul Local prin hotărâre adoptată prin vot secret cu majoritatea 2/3 din numărul consilierilor în funcție la propunerea temeinic motivată a primarului sau unui prim din numărul consilierilor. La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcția viceprimarului, participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcția cărui schimbare se propune. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar. Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului Consiliului Local. În cazul în care mandatul Consiliului Local încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără o altă formalitate. Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului Consiliului Local. Procedura de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care vă veți exercita votul secret prin înscrierea cuvântului DA în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului preferat.
Dacă cuvântul da apare în interiorul a două patrulatele, buletinul de vot este nu. După exprimarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales consilierul care a obținut votul majorității absolute a membrilor în funcție ai Consiliului Local, respectiv minim 10 voturi. Dacă niciun candidat nu a întâlnit această majoritate, se organizează un al doilea tur, la care participă primii doi clasați din primul tur și se declară câștigător candidatul care a întâlnit cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de 10. După încheierea votării, Comisia de Numărare a Voturilor și stabilirea rezultatului, votului secret pentru alegerea viceprimarului, declanșează operațiunea de numărare a buletinilor de vot și consemnează rezultatul votării într-un proces verbal pe care îl va prezenta Consiliul Local. Da, vă mulțumesc. Doamna secretar general ne-a prezentat și avizele favorabile ale Comisiei de Specialitate privind acest proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului, așa că o să le solicit propunerile de la PNL. Pentru funcția de viceprimar, propun pe domnul consilier Ciobanu Ilie. De la PSD. Cu funcția de viceprimar, îl propun pe domnul Ciobotaru Neculai. Ciobotaru Neculai. Dacă mai sunt alte propuneri. Vă rog foarte mult. Vă rog, președinte. Aș vrea și sper să nu o ia în nume de rău nimeni dintre colegii mei, pentru că avem un consiliu local format din mai multe partide și pentru că aș zice eu să existe un echilibru în acest consiliu și în această conjunctură, aș vrea să propun ca viceprimar, încă o dată, sper să nu se supere colegii mei, aș vrea să o propun pe doamna Amăricăi Lilian. Bun. Deci, cele trei propuneri pe care secretariatul rog să le treacă, Ciobanu Adrian, Ciubotaru Neculai, Amăricăi Liliana. Vă rog să faceți... Elena. Elena, vă rog, îmi cer scuze. Să pregătim un moment. Un pic și le facem. Mai avem puțin, a trecut puțin din ședință. Am avut deja pauză de 10 minute la comisie. N-a fost pauză. N-a fost pauză. Pauză lucrativă. Vreți să mergeți la o țigară, vă dau voie. Doamne ferește. Sunt pretipărite și doar se înscriu... Sunt tipărite și trecem cu ce am dorit să știm propunerile. Corect, acela scris, da? Semnăm. Uite... Păi nu, dar este bine să fie semnate. Este bine să fie semnate toate buletinele de vot de președinte, secretar și cine mai vrea. Și o ștampilă. Și două ștampile. Ștampilă pentru ce? Semnătura președintelui de ședință și a secretarului general pe ele. Buletinele de vot trebuie să fie identice, cu același scris.
Bun, putem accepta un compromis și să semnați și dumneavoastră buletinul în calitate de consilier? Nu, 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 dar doamna secretar general, faceți ori dumneavoastră, ori doamna acela scris. Și același pix, să le dau pixul meu, nu? Da, mă gândeam că dacă le mai semnează unul, doi consilieri, n-ar fi... Dumneavoastră credeți că ar exista dubii? Da, foarte, foarte bine ați făcut. Identici înseamnă același scris. Ok, știi ce ați scris. Dacă era identici înseamnă că să fie același candidat. Ce scrisul, nu știu, dar face o diferență. Faceți același scris. Da, facem așa pentru eliminarea lotăriilor. Nu văd, dar dacă nu explicați logic, da, cel mai bine, fără compromis, cum spunea domnul consilier. Este perfect și de aceea nu trebuie să facem rabat de la calitate. Nu? Unde a fost aroganța? Așa, ai despre... La mine? Nu, era discuția cu mine, a zis că... Se referea la prezidențial. Da. Dacă scrieți dumneavoastră sau scrie doamna secretară, nu cred din nimic. Nu, dacă scrieți dumneavoastră sau doamna secretară, e ceva lucru. Problema dumneavoastră, dacă nu înțeleg. Eu nu sunt aici să vă explicați din nimic, că sunteți atât de... Isteți în logică. Nu văd logică. Care e logică? Domnul președinte, vă rog, interveniți, că iar... Duce discuții din derizoriu și totuși o ședință. Vă rog să închideți puțin ușa. Încă nu este. Nu, este o discuție. Nu... Este o discuție. Să nu fug. Eu am intervenit la timpul meu, mi-am exprimat opinia, așa că putem trece la alte lucruri. De exemplu, cum a câștigat Trump. Putem discuta până când. În mod democratic. Știți că... Da. Auziți, dacă îmi permiteți, nu știu dacă știți care este modalitatea, cum se desfășoară alegerile în Elveția. Se înscriu candidații la, care participă la diverse funcții în, care urmează să aibă la alegerile respective, li se dă o foaie de hârtie albă cu ștampila pe colț, doar albă, nu este trecut niciun candidat. Și un creion. Și fiecare intră în cabină și din cei pe care știe că sunt pe listă, trece un nume, sau două, sau trei. Sau trece pe altcineva care nu este de pe listă. Știați lucrul ăsta? Așa se fac alegerile în Elveția. Cu creionul, pixul. Dar, ce este și mai important, dacă o hotărâre de Consiliu, dar ei nu au Consiliu Local, că e mini-parlament, dacă o hotărâre de Parlament care au acolo în discuție și în dezbatere, nu se votează în unanimitate și au doar o abținere. Doar una singură. Nu că, domne, cineva, nu. Se face referendum la nivelul localității respective. Și am zis, domnule, dar câte referendum ar face în fiecare an? Dar nu face niciodată referendum, zice. Dar câte hotărâri de Consiliu Loc, de mini-parlament dați? Una, maxim două pe an. Asta e singura diferență între noi. La legile la ei îs de mii de ani. N-au ce să modifice. Îs mii de ani același lucru. N-au ce să mai inventeze. Mai e o diferență, că în Elveția nu există Ministerul Învățământului. Nu știam. Da, nu e. Dar asta presupune că toți care votează știu să scrie. Da. Exact.
doar 12. Așa nu văd. Am început să scriu și eu și de asta. Este forum. Este forum și mai văd. Domnul președinte, aș propune, dacă îmi permiteți, ca să fie semnate buletinele de vot de cine considerați dumneavoastră și dacă cineva dintre consilieri dorește să semneze pe colțul fiecărui buletin de vot, este încă o siguranță că nu se schimbă nimic. Am duce în derizoriu legile țării astea. Păi da, nu, și nu este în același lucru ca să fie semnat, nu știu de cum, scris, nu știu de cum, cu creion verde, roșu, albastru. Era suficient că sta în tela de control și gata. Secretarul general. Secretarul general nu are ștampile de control. Alu ATEU, a primului. Alu ATEU nu se aplică pe lucrările... Decât pe semnătura primarului. Vă spun... Deci ar trebui să semneze o buletele de vot și nu... Și de Consiliul Local se aplică doar pe hotărârile de Consiliul Local. Nu mai puțin să vedem pe care dar poate doresc consilierii să trimiteți urna pe la fiecare, să se uite la ea. Da, înainte să o sigilați. Imaginea... Să nu fie transparentă, chestii din asta. Da. Păi nu îndeplinește condiții. Asta dar translucidă nu este. Păi nu-i translucidă. Bun, o lăsăm aici.
19. Sunt 19. O lăsați acolo. În interior găsiți pixul. Invit pe rând consilierii locali în ordine alfabetică. 1. Amaricăi Elena. Poftiți, vă rog. Nu uitați să împăturiți buletinul ca să-l puneți. De două ori sau în patru? Dar spuneți cum se face? Doamna, prin încercuirea numelui? Se pune da. Asta a spus. Nu, am spus, am citit procedura. Se spune da. Nu, doar împăturirea. În două sau în patru? Patru ar fi ok. Păi se spune, se pune da la cel care e votat și la celălalt nu? Se pune da, se pune nu sau da, dar important este dau acolo. Un singur cuvânt. Da. Îl împăturiți la doar la cel care e votat se trece da. Da. Ardeleanu Tomiță. Păi nu-i logică, poți să mă adaug la unul da și gata votul. Se anulează. Se pregătește. Păi dacă Bani. Sunt care iubesc mai mult. Deci se trece da în dreptul celor care este votat. Da. Da. Să nu depășiți dreptunghiul de acolo. Se pregătește domnul Ciobanu. Da. Se pregătește domnul Ciubotaru. Se pregătește domnul Conrad Pau. Cosma se pregătește. Bă, dar tot se scoabă că jumătate din ce lucra. Acum nu facem gluma aia că e în ordinea mormântării. Domnul Cosma. Vreau să vă pun bine scoate. Eu nu-ți mâini spui. Nu. Se pregătește domnul Ienache. Păi tot la că intra și codul, că e cu ce? Așa am lista, eu am o listă aici, nu-i chiar în ordine. Eu eram numărul 10. De... Văd că e inversat aici. Hagi, eu sunt Hagi. Da, ca să respectăm, hai Irina. Noi am trecut. S-a schimb inversat acolo. Mai întâi domnul Darie și domnul Ienache stă lângă noi aici. Să vedem. Dacă e în ordine mormântării, e important. Am încurcat aici. Compromisul ăsta este acceptabil. Da. Este posibil, nu? Ați văzut perfect. Că a fost teamă ca să nu fie scris cu alt pic, să fie aceea. Da. Ia uite că... Teamă doar de Dumnezeu. Cum? Se pregătește doamna Ilie. Am nu.
La votare? Ați fost vreodată cu telefonul? Eu am cerut voi. Da, la votare, dacă cereți voi? Nu, aici am cerut. Nu. Vă rog. De ce revați că eu m-am Am, am văzut eu niște flămuri pe acolo, da? Toată lumea are aia și nu că am venit vot la alegeri Domnul Olteanu se pregătește. O infinitate. Dar știi, știi bancul cu moartea? Se duce la unul, bună ziua, a venit să urmă. Pe mine? Vă pregătiți. Da. Eu am familie, am aia, de ce? Poate că e bine, și uite, e stabilul, scoate lista. Uite, ești cu niște lista. Nu am ce face. Se pregătește domnul Sarca. Zice, aveți de ce am mers să știu. N-ai vrea să bei o cafea, te grăbești? Nu, nu grăbești, nu-i grăbești. Pune o cafea. Un rom, un rom. Da, un rom, cu ăsta, ca ta, o băută asta, ca ta, rom. Domnul Sichin se pregătește. Acum ia mă tu. Bine, moarte de la... Stai. Atât de bine m-am simțit la tine, nu te mai au pe tine, iau pe ultima. Deci? Da. Ce ți-a scris să-mi da, vreau și ești ca... Ești un fel? Fără asta? Depinde cum tratezi-o. Dacă o tratezi bine... Deci, da. Sigur. Doamna Șișca, da. Și mai este domnul Șopârtoc, ultima. Domnul Șopârtoc. Da. Și în acest moment votul s-a încheiat. Invit comisie, membrii comisiei de validare. Se numără aici sau în altă sală? Nu, aici, de aici? Fapt, toată lumea le pune pe masă, domnul director, domnul președinte. Vă dați mai încoace aici pe gol, vă dați mai asta aici, stăm așa. Și lăsăm să numere toate pe microfon. Și de asemenea, un model de proces de bar. Și în aveți un model dacă vreți să-l folosiți. Să fie cu același scris. Sunt nume, model. Aveți linie, dacă doriți să-l scrizi. Deci nu este opțional. Stați aici, stați. Nu,
Chiar. Hai să-i pun pentru ei. Le punem. Am oricăi. Так, ну это он вот. Амарикей. Чупотаро. Vă rog. Pentru că am fost nominalizat și votat de către eu cu parte din colegi, prin să-l mulțumesc și în același timp să-l felicit pe domnul Ciuban Mărgen pentru funcția de viceprimar, să-i doresc tot la fel. Da, eu și eu aș vrea să fiu un asentimentul colegului dumneavoastră și așa cum a spus și domnul primar, că trebuie... Da. Eu nu v-am întrerupt, domnul consilier. Mă scuzați, nu. Da. Vreau să felicit pe doamna Măricăi pentru noua funcție de viceprimar, pentru noua funcție de viceprimar, să-i urăm putere de muncă și să sprijine necesitățile orașului Comănești și a cetățenilor din orașul Comănești, așa cum sunt convins că toți dintre noi facem. Și cum domnul Olteanu spunea la Comisia de Învățământ că este un vot politic și nu ne-am înțeles 2-2 acolo și a intervenit și domnul Sarca în discuție care și-a dat acceptul, și aici tot un vot politic este. Vă mulțumesc și succes mai departe. Și eu, domnul președinte, dacă îmi permiteți, vreau și eu să felicit întregul Consiliu Local pentru cum s-au desfășurat astăzi lucrările. Să felicit pe toți cei care au fost aleși în comisiile pe care vor lucra și vor lucra, sper, constructiv pentru binele orașului nostru.
așa cum spune și în Constituție și în jurământul care l-am depus. Și nu în ultimul rând vreau să o felicit pe doamna viceprimar, care a îndeplinit visul soției mele ca să pun un viceprimar femeie. Din 2004 îmi roade urechele să fac lucrul ăsta și iată că astăzi am reușit. Dar meritele doamnei, ea nu strupa. Păi nu, meritul al dumneavoastră, că l-ați susținut ideea soției mele. Cred că o să avem un consiliu local echilibrat. Cred că nimeni nu vrea să lucreze împotriva comunității și împotriva binelui orașului nostru și cred că orașul nostru va fi câștigător în tot ceea ce vom face, pentru că, așa cum știți, cum bine știți, avem atât de multe proiecte în derulare care trebuiesc duse mai departe și nu este deloc ușor să ai asemenea proiecte de asemenea învergură. Eu vă mulțumesc foarte mult, sper că o să facem o echipă foarte bună cu toții, sper să fac o echipă bună cu doamna viceprimar și sper să ajungem sănătoși până la sfârșitul mandatului pentru a putea să ne bucurăm de realizările pe care le vom face împreună, împreună cu toți, împreună cu toți consilierii și împreună cu echipa pe care o avem în executiv, în continuare. Totodată vreau să-i mulțumesc domnului Ciobanu Adrian, care a fost un viceprimar de excepție, un bun profesionist, un om care a lucrat non-stop pentru a realiza toate aceste proiecte și care și-a pus semnătura pe fiecare deviz de lucrare care s-a executat și care a trebuit și este necesar să urmărești atâtea lucrări, ceea ce îi spun și doamnei viceprimar că nu este deloc ușor să putem să urmărim și să putem să derulăm atât de multe proiecte pe fonduri europene. Știți cu toții că suntem pe locul 2 în România la proiecte europene pe PNRR și știți cu toții că toate acestea nu se fac ușor. De aceea este nevoie de spirit de echipă, este nevoie de sprijinul întregului Consiliu Local, pentru că, așa cum am spus la început, cu toții am venit aici să facem ceva constructiv pentru orașul nostru, pentru a dezvolta Comăneștiul și pentru a ne duce la îndeplinire ceea ce ne-am propus cu toții și să ne respectăm jurământul pe care l-am depus cu toții în momentul în care a fost constituirea Consiliului Local și, bineînțeles, depunerea jurământului primarului orașului Comănești. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sperăm că totul o să fie așa cum trebuie, pentru că orașul Comănești are nevoie de a continua ceea ce s-a început și noi, dacă suntem sănătoși, vom merge mai departe așa cum am pornit și până acum. Vă mulțumesc, domnul primar. Până se finalizează procesul verbal, domnul Condrat? Da, aș trece, dacă am terminat vorbirea de zi, să trec la ultimul punct. În un moment, în cazul de față, comisia de validare să citească procesul verbal. Okay. Adică n-am încheiat vorbirea de zi. Da. Eu vreau da, de asta am spus până încheiem, am crezut că vreți să mai adăugați vreau ceva. Vreau să dau observare privitor la urnă, nu acum, la alegerile trecute, în 9 iunie, atunci am constatat la secție 196, o problemă care aș vrea să știu dacă s-a rezolvat sau nu, ca să nu se mai întâlnească la următoarele alegeri acum. Una din laturi avea 4 cleme, dar două din ele erau lipsă pentru fixarea... Urna mobilă? Da, urna... Nu mobilă, urna fixă. Dar erau din plastic. Din plastic și plexiglas. Și am făcut sesizare de atunci și n-aș vrea să mai întâmple din nou. Deci, pe latura asta, aici era o clemă, 2, 3, 4, din care astea două de aici erau lipsă. La secție 196. Da, păi și trebuia să ne spuneți. Am demonstrat, am făcut sesizări. Ați să spun la birou electoral? Doamnă, știți că v-am spus dumneavoastră și mai era domnul Bar. Dar urnele nu sunt cu cleme, cum spuneți dumneavoastră, ele sunt cu lipite. Nu sunt lipite, nu. Sunt găurile, găurile au rămas acolo. Am cumpărat aici un rând de urne, pentru că trebuie încă nu știu câte urne. Și probabil că fi fost urnele alea. Eu nu știu cum arată urnele alea. Așa e bine, e verificat și depus atunci. Doamna viceprimar va verifica urnele, pentru că personal, acum când se organizează
primul tur de la prezidențiabil. Vreau și eu să vă mulțumesc colegilor, să îi rog pe toți colegii să facem o echipă unită, să lăsăm disensiunile politice și alte neînțelegeri și să lucrăm împreună pentru comunitatea în Comănești, în special și în particular pentru cea din Bernești. Și la lor. Și la lor. O să am nevoie de ajutorul tuturor, așa că... În Leor d-au dat domnul, cum îi spunea, care a fost consilier, care avea o problemă cu mâna, carafa aia de vin, găleata de vin? Domnul Năstase. Domnul Năstase o fi dat găleata aia cu vin? Cei care ați fost. Nu știu, că pe mine nu m-a chemat. Era vorba de... Când o să vadă asfalt la poartă, o să scoate o găleată de vin. Și a trecut asfaltul de casa dumnealui. Respectiv, are asfalt? Are, are. Da. Domnul Năstase. Ia Gigel. Îl știți, are, nu? Da. Și domnul... L-au avut și nu! Și domnul Tomiță a pregătit copilul pentru gaz. Oho, de-abia așteptăm. Da, da, domnul Tomița trebuie să pregătească și bani pentru a achita facturile la gaz. Pentru că... Păi vor ajunge. S-au realizat din 45 de kilometri de rețea, s-au realizat până în momentul acesta 33 de kilometri. La Tomița nu s-au ajuns. Păi trimiteți un SMS. Sunt niște probleme cu avizele de la drumuri naționale, din cauza asta, să știți. Asta e motivul. S-au dat avizii de principiu și acum când ne-am dus pentru avizul așa, încep să mai scârție, să mai... E și calea ferată și aia și aia. Dacă stăteam ca să dea avizul ei, noi acum nu începeam nici la ora aceasta rețeaua. Așa că noi am făcut niște pași înainte, pentru că domnul Tomița e nerăbdător. Sunt convins că e. Măcar de aș prinde și eu, mă, 5-6 ani, să prind și gaz. Ce? Până atunci, domnul Tomița, lemn, să nu aruncați drujba. Ei, da? Prietanii. O să vină și rețeaua de gaze și acum se lucrează la rețeaua de canalizare și stația de depurare. Așa că de deranj pe străzi, nu vom scăpa repede. Eu știam că cu avizele de principiu se depune proiectul, se face, dar autorizația se obține cu avizele definitive, finale. Nu pare de principiu. Sunt două, deci emiterea autorizației de construire s-a obținut în baza avizului, iar lucrarea efectiv se obține separat. La și autorizația s-a dat în baza avizului de principiu? Nu de principiu. Păi cum? Dacă nu sunt celălalt, cum s-a dat autorizația? Deci DNU dă un aviz și o autorizație de lucru în... Ca și de geologie. Exact. Ca și căile ferate. Avizul ăla de principiu spune că trebuie să faci niște proiecte în funcție de... Asta când se depune, când se depune SF-ul și astea. Da, ca să putem continua, îmi cer scuze că vă întrerup. Cine dă citire? Eu? Da. Comisia. Comisia. Președintele de comisie. Domnul Dare Irina. Am fost verificat, dacă e corect. Da. Da. Comisia de validare și numărare a votului, voturilor, compusă din Dare Irineu, Enache Coduț, Conrad Paul, Plisecariu Elena și Ilie Lucica, a procedat la numărarea voturilor privind alegerea viceprimarului orașului Comănești. În urma analizei buletinelor de vot s-au obținut următoarele rezultate. Au fost exprimate un număr de 19 voturi, din care 19 voturi valabile exprimate și 0 nule. După cum urmează, Ciobanu Adrian, voturi pentru, 0 împotrivă, 0. Ciubotaru Neculai, voturi pentru, 8 nule, 0, și Amărică Elena, voturi pentru 11, împotrivă 0. Având în vedere și acest ultim raport, încheiem aici ședința de astăzi și vă mulțumesc pentru participare și pentru operativitate. Succes mai departe! Mulțumim foarte mult!